Te salut, Eugen. Am înțeles mesajul. Salut. Salut. Mi-ai spus data trecută când vorbeam despre acest joc Everwing, faptul că nu eram foarte atent la întrebările tale, practic faptul că nu am acordat o atenție corespunzătoare acestui joc. Așa am simțit, acum nu. Ok, accept acest lucru, drept pentru care astăzi, te rog, uite, stăm, este interfața jocului Everwing, tu mă întrebi și eu sunt foarte atent la tot ce îmi spui tu și eu îți răspund la întrebări. Trebuie menționat și faptul că am ales din nou acest joc, pentru că prima oară când am decis să-l prezentăm, mi-a explicat că este un joc complex. Sigur, în primul episod ne-a arătat cât de complex este modul de acțiune în care ataci. Exact. Și mai e un lucru legat de acest joc, faptul că dintre jocurile instant de pe Facebook, este jocul cu cei mai mulți utilizatori. Sunt undeva între 8 și 10 milioane în fiecare zi. Am înțeles. Deci, okay. Deci explică-ne, te rog frumos, complexitatea acestui joc Everwing. În primul rând, noi avem la dispoziție un anumit număr de dragoni, da? Sau da. Sidekicks, cum se numesc aici. Uite, vezi, apăsăm. O secundă, deci ăștia-s dragonii. O secundă. Alo? Doamna Pandelescu? Să rămână, da, eu sunt. Răzvan, o secundă, doamnă, imediat, că sunt într-o dezbatere. Jocul, te rog, pentru că filmăm. Deci Everwing, aici sunt niște sidekicks, da. Aici sunt dragonii care o pot însoți pe eroina noastră. O secundă, doamnă, vă rog frumos, stați, nu închideți. Deci care o pot însoți pe eroină și care pot fi upgradați. Vezi, iau nivelul 10 și fiecare dintre dragoni are un semn zodiacal. Da. Da? Ai observat? Da. Te uiți cu atent? Da, doamnă. Da, deci faianța, okay, are modelul, deci... acela cu păsări. Semn zodiacal. Nu, dragonii sunt altceva, vorbeam cu altă discuție. O secundă, stați, nu închideți. Și contează, trebuie să-l schimbi în funcție de luna în care te afli, în funcție de zodia în care ești? Contează foarte mult semnul zodiacal, pentru că, de exemplu, dacă combini doi dragoni care au același semn zodiacal, da, atunci tu obții un dragon pur din punct de vedere al zodiei. Problema e că eu nu știu care... O secundă, doamnă, vă rog frumos. Păi și nu e treaba cu ascendent sau ceva? Nu, e semnul zodiacal, dar eu nu știu, nu cunosc simbolurile acestea. Uite, de exemplu aici, uite, luăm pe furline. Da. Bun, vezi, semnul zodiacal sunt două... Mai sunteți doamna Pandelescu? Păi. La telefon? Așa. Deci, da, doamnă. Gresie nu, doar faianță. Deci, o secundă, doamna Pandelescu. Deci aici, ăsta e, nu știu ce, cred că e un scris de doctor. Cred că e zodia FM sau ceva. Sau da. Doctorului. Vezi, și furline este upgradat din doi mai mici care au avut semn zodiacal zodia doctorului și care... Da, doamnă. Bine, vă sun eu mai târziu, doamnă, cu faianța. Deci modelul păsăr, nu dragon. Dragon e totul alt. Da? Să rămână, doamnă. Scuză-mă. Așa, hai totuși să... Da. Da, deci furline e upgradat. Ai înțeles? Alte întrebări? Ce mai ai de întrebat? Că tot vii cu întrebări grele și uite... Iartă-mă, te rog frumos să-mi accept scuzele. Da, uite, ăsta e, deci, un dragon, de exemplu, da. Amorice, e legendar și este 3 din 3, maximum posibil. 3 din 3 doctori. 3 deci din 3 doctor docent. Zodia doctori. Deci au fost, practic, 4 doctori mici, s-au făcut prin metoda cuplării între ei 2 doctori mai mari și cei 2 doctori mai mari au devenit acest zodia doctorului cel mai mare. Și în zodia asta trebuie să ții gărzi și din astea sau? Nu. Nu, sau nu se specifică. El poate, acest amorice, stai să arăt. Uite, de exemplu, unde era, l-am pierdut. Uite, eu aici, eroina mea e însoțită de 2 dragoni, da? Da. De el vreau pe amorice, că ți l-am prezentat, e prietenul tău. Și da. Scriu echip left. Da. Pac! Stai că n-am apăsat. Pac! Contează și... stânga-dreapta? Nu. Sau da. Nu știu. Și uite, mai avem un amorice de semnul zodiacal, ce asta... cuierul, zodia cuierului. Cred că da, e foarte posibil. Așa, pe care le echipăm dreapta și avem doi de... Și mai sunt și alți dragoni pe care, uite, Tribanea, pur, upgradat complet. Unul mai mic e Tribiani, din 2 Tribiani faci un Tribanea și din 2 Trib faci 2 Tribiani. Am Acum înțeles. Ai înțeles? Da, este foarte Slavă logic. Slavă Domnului pe cum, că e chiar foarte simplu. Deci, Everwing, poți ataca și poți construi echipa ta de dragoni pe care să o folosești în luptă. Și cred că tocmai l-am pierdut pe Răzvan. E bine de jucat. Everwing și în partea a doua. Optim.